turcilor. Sunt falsuri în acte publice și veți înfunda pușcăria. Termină să ne mai insulți inteligența vagabonzilor. Pace ce vreți, pe mine nu mă scoateți. Vreți violență? La violență vom răspunde cu violența. Băsescu nu pleacă decât călcat în picioare, o să-l calc în picioare. Filar mama lui Adracu, cu slugile lui hoațe, cu tot. Sunteți niște slugi? Îmi spuneți mie, Vadim Tudor, de legi și de acte, când voi apărați mafia, de față cu toată presa, știți că furați, știți că aveți averi din mafie, ați omorât oameni. Enser, nu-ți e rușine obrazului? Toată familia ta, rușine, toată familia ta, da. Caracati să-mi dăm mafioți. Da. Nu-mi e rușine de familia mea. Nu-ți e rușine, rușine, că hoțul n-are rușine. Nu veniți la oameni curați ca noi, da, să ne scoateți din sediu. Ne insultați inteligența. Răsuciți lucrurile cum vreți voi. Așa prostiți un popor întreg. Apărați un muribund. Mergeți la el să vedeți și hemoragia acum. Cu Pampers la fântârâtura asta, pe Băsescu, a schimorosit o țară. Ia uite, domnule, faceți ce vreți, dar veți ajunge cu noi la violență. Pe mine nu mă scoateți. Nu știu cu cine va mers. Cu mine nu va merge. E în joc cauza justiției române, nu un nenorocit de sediu. Ia uite, domnule. Deci presa, să știe, nu se face nicio evacuare. N-are cum să se facă evacuare. Pe lege, pe procedură, evacuarea nu se face chiar așa cum vor unii. Deci, unu, avem un proces pe rol care instanța trebuie să dea suspendarea provizorie, obligatoriu. Altfel, dacă nu ne pronunță în favoare astăzi instanța pe suspendare provizorie, înseamnă că e ordin politic clar. E pentru clar, că Băsescu, jurisprudența se pronunță în favoare. Și-o fac ceva pe ordinul lui Băsescu și în capul lui Băsescu, da? Doi muci nu dau pe golanul ăsta de Băsescu. Pe mine nu mă șantajează cu nimic bișnițarul ăsta din port. Ia uite, doamne, azi e sfârșitul guvernării lui Băsescu. Acum și